acționează cum să interacționeze, unde află informația pe care au nevoie. Am pus de multe ori această problemă, cum putem comunica cu oamenii din microcomunitățile respective, unde sunt, unde găsim și identificăm niște spații de comunicare, astfel încât și ei să interacționeze între ei. Iar chestiunea legată de acest proiect și faptul că poate fi făcută o dezbatere publică sau o consultare publică pe tema soluțiilor care să atragă susținerea din partea cetățenilor pentru un proiect sau pentru anumite idei care sunt poate partea mai multor proiecte care au subscris la acest concurs, eu cred că este foarte importantă. Iar municipalitatea nu trebuie apoi decât să pună în practică această proiecție a ceea ce înseamnă spațiile de comunicare între cetățeni și între cetățeni ei între ei și între cetățeni cu autoritățile sau cu tot ceea ce înseamnă evenimente.